Bun găsit, dragilor! Mi-era dor de voi. Sper că sunteți gata pentru un dialog interesant. Ca în fiecare miercuri, am alături de mine o personalitate dintr-un domeniu și un subiect pe măsura potențialului nostru de a vă face să fiți cu noi aproape o oră. Am ales ceva care nu știu cât vă interesează pe voi în aceste momente în care mințile zboară în tot felul de direcții, care mai de care mai halucinante, însă o să vă aduc pe tărâmul anxietății și geloziei, deoarece este o carte pe care doamna doctor Genoveva Noghi a tradus-o recent în limba franceză, mai de mult în limba română, și prin această carte fac legătura cu un medic aparținând homeopatiei, care a luat în urmă cu ceva timp premiul Nobel pentru medicină alternativă, și fac o pledoarie și o intrare în această zonă în care există o posibilitate aproape infinită de soluții pentru diverse afecțiuni, pentru diverse stări. Și dacă n-ați auzit despre homeopatie foarte multe, acum o să aveți ocazia să intrați în detalii. Bine ai venit, Genoveva, alături de mine din nou. Ai mai fost, mi se pare, anul trecut cu un subiect, nici nu mai țin, am vorbit despre bărbați, parcă, despre cum îmbătrânesc bărbații, mai mult, ceva de genul ăsta, da, da. Mulțumesc, Luana. Luana se referă la profesorul George Bitulcas, care a luat premiul Nobel alternativ pentru contribuția sa în domeniul medicinei alternative. Și este vorba de o nouă abordare în tratamentul anxietății, depresiei, și mi se pare fascinant ca să avem ocazia să discutăm despre aceste subiecte care se pare că au devenit actuale. Și mult mai mult dintre noi căutăm soluții pentru a ne menține într-o stare de bine, pentru a putea să ne găsim echilibru, indiferent de momentele pe care le traversăm. Da, păi asta spuneam, că în aceste momente există o doză de anxietate destul de mare în jurul nostru. Foarte mulți oameni chiar o numesc depresie, deși între anxietate și depresie este o diferență destul de mare. Chiar așa mă gândeam, Genoveva, să facem o legătură între anxietate și altceva, ca să să-i defocusăm pe oameni de pe anxietate, depresie, care sunt foarte întâlnite în această perioadă, din pricina vieții, care aduce foarte multă schimbare în jurul nostru. Și mi-am adus aminte de lansarea cărții în limba română, când ai făcut-o în urmă cu ceva timp, cât de interesantă era abordarea și chiar m-a fascinat cum a scris acest medic despre soluțiile simple, naturale, cu care noi putem aduce schimbare în viața noastră atunci când ne lovim de aceste obstacole foarte mari, cum ar fi anxietatea și gelozia, care se pare că de la un moment dat încep să meargă mână în mână. Acum a fost chiar o perioadă în care oamenii au stat mai mult împreună, familia au stat mai mult împreună. Gelozia nu e un atribut care se referă doar la viața de cuplu. Poți să fii gelos pe vecini, poți să fii gelos pe alte țări, gelozia care se întâlnește uneori cu invidia și care sunt otrăvuri, sunt descărcări de toxicitate în corpul omenesc. Și acum aș vrea să-mi povestești cum s-a abordat în acest manual, de fapt, de homeopatie, afecțiunea, ca să vedem cum putem să îmbrățișăm acest domeniu atât de vast, care ne oferă un potențial imens de a ne trata. Homeopatia presupune o abordare holistică și fiecare patologie este trăită diferit de fiecare dintre noi, pentru că suntem unici, suntem diferiți. Și abordarea este foarte interesantă, pentru că în mod normal există ceva în comun și aș vrea să spun că eu respect medicina alopată, respect abordarea anxietății și depresiei care este în medicina alopată și care este legată de o complexitate de factori.
pentru că este generat de un dezechilibru la nivelul neuromediatorilor. Starea de bine înseamnă serotonină, înseamnă acetilconină, înseamnă noradrenalină, înseamnă dopamină, norepinefrină și orice lipsă în sinteza acestor neuromediatori duce la trăirea acestor stări, care nu sunt deloc plăcute. Nu știu cât de mult dintre noi știm că serotonina se secretă în proporție de 90% în intestin. Englezii au sau americanii au acest proverb gut feeling, deci ai simțit în burtă, da, da, deci când ai o trăire pe care o simți la nivel visceral. Da, da, deci da. Este vorba de secreția de serotonină care se produce 90% în intestine, în organele tractului digestiv. Deci practic, o bună abordare, o stare de bine începe de la nivelul microbiontei, de la alimentele pe care le consumăm, de la stilul de viață. În homeopatie, bineînțeles, organismul este privit ca un tot, ca un ansamblu. Și starea de bine este rezultatul unui proces de reglare fin, neuroimunoendocrin. Și această stare de bine presupune funcționarea la nivel optim a tuturor glandelor, organelor și, bineînțeles, din punct de vedere al corpului. Dar este și acel nivel spiritual, este modul în care noi procesăm emoțiile, în care ne integrăm în acest univers, în care înțelegem mecanismele subtile. Și cartea pe care am tradus-o este fascinantă, pentru că aș vrea să... Și chiar este lângă acest om atât de important. Da, deci am avut șansa Ai avut o șansă extraordinară. Să merg, cred că 15 ani la rând în Alonisos, să particip la cursurile live ale profesorului. Un om extraordinar de normal. Deci normal. Oamenii mari cred că ne fascinează prin normalitatea, prin blândețea, prin simplitatea lor. Da. Profesorul Vitulcas este un om de o simplitate și de o integritate morală de excepție. Deci este genul de om care își susține cauza fără a face niciun compromis și care a învățat homeopatia în India, a început prin a fi inginer, deci nu a avut, abia după aceea a studiat medicina, dar a avut o abordare absolut diferită față de ceilalți și practic plecând de la o problemă personală, rezolvându-și starea de sănătate, a fost creatorul unui sistem, a unui trend și a unei metode de vindecare care nu privește doar un simptom, privește persoana ansamblul. În totalitatea da, ei, da, pentru da. Că o persoană care ajunge la echilibru își schimbă efectiv viața, reușește să aibă relații de calitate, reușește să se integreze social, reușește să-și exprime potențialul la cel mai înalt nivel. Și ce interesant! Și mi se pare și interesant că a fost răsplătit cu acest premiu, pentru că de obicei homeopatia, medicina alternativă, integrativă, mai ales că e un premiu pe care l-a luat de ceva timp. Nu? Da, din 1996. 96, deci dacă în 1996 a fost premiat, noi oamenii și toți care ne întâlnim cu aceste manifestări ale medicinei, că este o medicină, homeopatia, ar fi putut... să îmbrățișeze mai mult, să folosească mai mult din aceste cunoștințe și din această cunoaștere care, de fapt, exact cum bine ai spus, unește aceste lumi, lumea spirituală cu lumea fizică. Pentru că abordarea întregului înseamnă abordarea întregului, adică trup, minte, suflet. De aceea chiar te admiram în călătoriile tale cât de mult interes ți-ai dat să afli despre acest câmp emoțional, despre acest câmp sufletesc, despre toate lucrurile nevăzute pentru un medic, pentru că ți-ai ales o profesie foarte clară, însă de la un moment dat încolo, pentru a ajuta oamenii, ți-ai dat seama că ai nevoie de o înțelegere suplimentară și ai investit într-o mulțime de cursuri. Care te-a impactat cel mai mult? Că știu că ai fost în fiecare an undeva la unii din cei mai mari mentori ai lumii. M-a impactat enorm cursurile lui Richard Bandler, care
este printre creatorii programării neurolingvistice, alături de John Grinder, și care au învățat direct de la Erickson. Și mi s-a părut fascinant pentru că vindecarea practic reprezintă o schimbare în circuitul neuronal. Deci noi funcționăm ca pe niște drumuri bătătorite, deci la nivel neuronal se creează niște neuroconexiuni care urmează un traiect bine stabilit și de multe ori un miros, un cântec, o atmosfera ne declanșează anumite stări care pot fi bune, dar care pot fi și stări de anxietate sau stări de depresie. Practic, întreruperea patternului, întreruperea acelui circuit, poate duce la vindecare. De aceea, sau poate duce și la o adâncire sau, evident, da. Sau la o adâncire. De fapt, de câte ori ne reamintim o traumă, noi bătătorim acel drum cu ghilimele. Da, da, da. Și atunci trauma va reveni și se va adânci ca un drum pe care s-a circulat mult și va fi din ce în ce mai greu de tratat. De aceea este foarte important să facem ceea ce spun ei neurohypnotic repatterning, o reprogramare neurohypnotică, în care practic să contrabalansăm. Deci pentru fiecare durere există, să zic, antidotul ar fi plăcerea. Pentru că noi în viață suntem motivați fie de durere, de un lucru care ne doare, care ne pasă, fie de plăcere, de un lucru pe care îl dorim, care ne entuziasmează, care ne face să eliberăm toată oxitocina din noi și să trăim la cote maxime, de plin. Și de aici trec de la alt mentor al meu care m-a fascinat, este vorba de Anthony Robbins, care are foarte multe seminarii în care oamenii merg pentru a-și schimba viața, la un seminar de 5 zile, de exemplu, Unleash the Power Within, înseamnă eliberează gigantul din interiorul tău, eliberează puterea din tine. Și la sfârșitul acestui seminar se merge pe cărbuni aprinși, ceea ce înseamnă că dacă în mod simbolic, dacă tu ești în stare să faci un lucru la care nu te-ai gândit, care ți se părea imposibil, ești în stare, deci este ca o metaforă, ești în stare să-ți depășești problemele din viață, să mergi la următorul nivel și să ajungi în altă stare de conștiință, să ajungi într-adevăr să-ți exprimi potențialul tău. Același lucru l-am întâlnit în Bali și deci practic cred că sunt lucruri care sunt ancestrale, sunt de la nivel tribal, sunt din societatea primitivă, dar nu sunt niște invenții recente. Și cred că la nivel simbolic, asociind o activitate pe care o facem fizic, pe care o simțim, ca mersul pe foc, care se practică și în templurile din Bali, acel dans pe foc, în care intri în acea transă în care, deci în momentul în care tu ești conectat cu scopul tău, ești în acea transă profundă, nu simți arsura. Sau acea purificare cu apă pe care o am experimentat-o în Bali, care mi s-a părut fascinantă. Deci, în mod simbolic, în momentul în care te duci pe insulă, te duci la acel izvor, izvor de fapt sunt cascade, și la răsăritul soarelui intri sub primul jet de apă, e frig, este incomod, intri în acea apă rece, te scoate din confort, te scoate din zona de confort, intri sub acel jet de apă și la început ți se pare, eu nu o să pot să fac asta, deci este o emoție foarte puternică. Și apoi în momentul în care intri și îți bagi capul sub apă, bineînțeles că e o stare de panică, nu poți să respiri, vine acea apă rece, o simți pe umeri, o somatizezi, dar după aceea te obișnuiești și în prima fază îți imaginezi că lași să curgă, să fii curățit de toate lucrurile pe care nu ți le mai dorești în viață. Let it go, deci le lași să curgă, le lași să curgă odată cu apa și să se ducă în natură și te simți purificat după ce te-ai curățit de tot ceea ce nu-ți mai dorești din trecutul tău, de toate amintirile dureroase, de toate emoțiile negative. Intre sub următorul jet de apă și simți că te încarci. Te încarci cu energie, te încarci cu bucurie, te încarci cu lumină. Și mi s-a părut foarte interesant, nu poți să te încarci cu lumină, cu energie, până nu dai drumul la toate sentimentele negative, până nu ierți,
până nu uiți, până nu te detașezi de ceea ce nu mai vrei să experimentezi. E un proces simplu, că pe ceva foarte plin nu mai încape nimic. Adică de aceea eliberarea este întotdeauna primul pas. Curățenia, purificarea e întotdeauna primul pas al oricărui ritual. Și faptul că ai îmbrățișat atât de multe trenduri spirituale și ai făcut genul ăsta de pelerinaje și călătorii mai mult decât excursii, pentru că oamenii adoră să meargă în excursii pentru fotografii, pentru a sta confortabil într-un hotel frumos sau a avea totul la dispoziție din punct de vedere al mâncării, însă experiența emoțională este de neînlocuit. Cu aceste amintiri, probabil că vei, nu știu cum să zic, că vei aduce mereu în punctul zero orice stare care te disconfortează, pentru că știi cum. Pentru că înveți cum. Până la urmă, și acum și un duș de acasă, din baia ta, poate să devină un ritual de purificare dacă tu ai integrat experiența și o poți folosi. Însă revenind la gelozie, care, uite, gelozia disconfortează foarte mult. Cum a abordat profesorul Vitul ca gelozia ca și stare, patologie, ca și trăire? Cum a legat-o și de ce? Că oamenii chiar se îmbolnăvesc de la gelozie, adică de la gelozie se ajunge la crimă, se ajunge la boală, se ajunge la dezastre. Oricum, să dau un exemplu, este foarte interesant. Din punctul de vedere al homeopatiei și al profesorului, fiecare dintre noi experimentăm gelozia într-un mod diferit. Deci fiecare remediu trăiește gelozia ca o exprimare diferită. O să dau doar un exemplu. De exemplu, gelozia de tip lachesis. Lachesisul fiind un remediu homeopat făcut din otrava acestui șarpe. Cum se manifestă? De obicei apare la menopauză. Mă refer cum o experimentează femeile. Și persoana care trece prin această schimbare hormonală poate avea aceste accese de gelozie. Corelarea acestor accese de gelozie care nu au absolut niciun suport real. Da, deci da, da. Este într-adevăr percepții, scenarii pe care persoana le creează. Se manifestă în paralel cu senzație de sufocare, cu senzație de căldură și această stare de anxietate necontrolată care vine din nevoia de a controla partenerul, de a-l ține sub control. Și miracolul, bineînțeles, simptomele sunt mult mai complexe și tot, dar miracolul este că tratând poate omul vine, nu vine să spună direct medicului povestea că sunt gelos. Da. Dar în momentul în care el începe să-ți spună că nu suportă nimic strâns, că îl deranjează ceasul, că îl deranjează, nu suportă lanțul la gât, că nu are toleranță pentru o haină mai strânsă, tu continui să-l întrebi ca medic. Și dar sunteți gelos? A, da. Și de aici se deschide cutia Pandorei și miracolul este altul, că tratând, practic, dându-i acest remediu constituțional la Chesis, nu numai că rezolvi problemele patologice, la Chesisul este un remediu de partea stâncă. Persoana poate avea tahicardie paroxistică, poate avea tulburări cardiace. Deci nu-i rezolvi doar gelozia sau nu-i îi rezolvi practic tot echilibrul interior, inclusiv patologia care, organică care se manifestă pe, conform patologiei remediului. Și un alt remediu care are mai puțină gelozie, dar aș vrea să-l menționez pentru că este legat de stări pe care poate aproape toți dintre noi le experimentăm. Este vorba de un remediu pe care eu îl iubesc, care m-a ajutat pe mine și m-a ajutat să ajut foarte mulți pacienți. Nu-mi zi Ignația. Ignația, a, exact. Pe mine ce m-a ajutat, Ignația și Stafisagria, prietenele mele. Exact. Prietenele mele, adică le aveam în toate gențile. Absolut. Eram, la un moment dat eram, unde-i geanta cu Stafisagria, unde-i geanta cu Ignația, știi? Pentru că nu mai puteam fără ele când am avut și eu etape în viață. Toți trecem. Și chiar mă gândeam, Genoveva, că uite cum descriei tu acum, este exact cum descrii o zodie sau un arhetip. Când descrii un... tabloul unui remediu. Tabloul unui remediu te face să te regăsești aproape în totalitate acolo. Cu tot felul de simptome, cu tot felul de manifestări comportamentale. De aceea e fascinantă homeopatia. Deci pe mine m-a atras din prima clipă în care ne-am cunoscut. Am impresia că eu am intrat
pe poarta jurnalismului homeopatic chiar cu tine împreună, acum vreo peste 10 ani. Țin minte că la început nici nu înțelegeam ce salea, ce remedii, ce... Și pe urmă, când am început să mergem la congrese medicale și să încep să citesc cărți și să încep să înțeleg ce înseamnă acest remediu, până la un moment am și văzut cum se extrag aceste esențe și se impregnează, care este realmente magic, cum din ceva atât de puțin cantitativ se pot impregna milioane de granule. Sau acum am văzut că în locul granulelor sunt lichide, nu? Sunt ca un fel de... Da, se pot face. Se poate impregna ori un lichid, ori o granulă. Da, o diversă formă de prezentare. Diversă formă de prezentare. Diverse forme de a fi fabricate. Uh-huh. Ignația Revin este, de fapt, a fost folosită încă din Evul Mediu de Sfântul Ignațiu, de aceea se cheamă boaba Sfântului Ignațiu, deci sursa remediului. Uh-huh. Și Sfântul Ignațiu dădea această plantă celor care aveau o traumă, aveau un doliu, pierdeau pe cineva apropiat, trăiau un stres major. Uh-huh. Remediul Ignația Amara mi se pare impresionant pentru că funcționează aproape în toate cazurile. Deci în momentul în care cineva experimentează o dezamăgire în dragoste, experimentează un doliu, o situație care aparent este fără ieșire și somatizarea se reflectă prin acea senzație de nod în gât. Suferința este atât de profundă încât persoana nu poate plânge, nu își poate exprima durerea prin lacrimi. Acea stare de sufocare. Simptomele seamănă foarte mult cu criza de spasmofilie. Nu mai vorbesc de insomnii, de stări de agitație, da, inclusiv atac de panică. Și, într-adevăr, administrarea remediului este ca un miracol, pentru că starea aceasta, dacă este tratată într-o fază precoce, dispare instant. Ceea ce iubesc ca și tratament și mi se pare extraordinar de eficient și rapid, este injectarea acestui remediu, care este făcut undeva deci în Germania, prima el, în punctele de stres, în punctele de acupunctură de stres, și injectarea unei fiole de Ignația efectiv aduce lumina și aduce pacea într-un suflet chinuit și restabilește starea de bine la o persoană care este praf emoțional. Poate că sunt persoane care aud prima oară sau poate n-aud prima oară, dar ar simți nevoie de mai multe explicații. Cum funcționează în corp și de ce se instalează atât de rapid starea opusă stării de rău? Pentru că, într-adevăr, Ignația, pentru mine cel puțin, mi-a fost de mare folos în orice situație în care eu nu mai puteam controla. Pentru că și controlul e o formă de a renunța, adică ceva moare clipă de clipă, care poate să însemne o schimbare poate mai minoră, dar oamenii fric control, o trăiesc ca pe moartea ceva, nu știu, luarea carnetului, de exemplu, ceva moare o vreme, știi? Nu mai ai tu control asupra mașinii sau, nu știu, trebuie să te muți cu locuința. Adică dramele pot fi de la un doliu după dispariția unei persoane dragi până la dispariția oricărui lucru care pentru tine înseamnă confort. De la dispariția, uite, ți-ai pierdut o pisică, ce știu, un job, la fel, adică pe o scară a anxietății care vine dintr-un astfel de eveniment, tu o percepi tot, cu nod în gât, cu stare de agitație, confuzie, nu mai poți să te gândești la nimic altceva, nu te poți decupla de pe fenomen și, într-adevăr, o Ignație injectabilă nici în 10 minute ți-a anulat orice fel de stare, iar Ignația sublingual este la fel de eficientă, dar poate necesită mai mult timp. Sau ai nevoie să iei de mai multe ori pe zi. Însă aș vrea să explici pentru cei care ne urmăresc mecanismul acestor informații, pentru că totuși homeopatia e informație, da? Cum această informație schimbă atât de rapid în corp o stare? Deci, din punct de vedere homeopatic și nu numai din punct de vedere al medicinii chinezești, orice stare de șoc, ca să spun așa, creează niște blocaje ale circuitelor energetice și ceea ce facem, de exemplu, prin injectarea în aceste pe meridianele de acupunctură, practic sumând efectul mecanic, fizic al înțepăturii și faptul că noi
ne focusăm intenția pe acel meridian și efectul chimic al remediului homeopat vibrațional, restabilim circuitul și starea de bine în acel meridian energetic. Dar, bineînțeles, totul este vibrație, deci noi funcționăm, deci fiecare celulă este un microcosm. Și în momentul în care practic se schimbă pattern-ul de funcționare al celulei și, bineînțeles, neurocircuitele își schimbă direcția și atunci practic reapare starea de normalitate. Deci vibrație, energie unde energia este blocată, deblocaj. Cam astea ar fi cuvintele cheie care trebuie să aducă puțină claritate în a înțelege ce înseamnă homeopatie. Pentru că e evident că în acest nevăzut care ne înconjoară corpul sunt aceste meridiane, sunt aceste blocaje care nu permit efectiv ca energia să vină în flow, să vină în cursul ei normal. Exact, tot înseamnă flow și... Tot înseamnă vibrație și mișcare. Și flow, tu știi foarte bine și ceea ce admir și este faptul că tu practici dans, tango și cred că lucru cu corpul ne aduce în flow. Și, de exemplu, o persoană care este în flow este mult mai echilibrată. De aceea eu și înțeleg homeopatia. Sincer vorbind, adică ca și Tony Robbins. Tony Robbins spune foarte mult că din fiziologie te duce în psihologie. Exact. Adică ceea ce pot, adică dacă tu poți să mergi pe cărbune aprinși, asta înseamnă că tu ai cu această telecomandă în mână asupra corpului tău, tu poți controla reacția ale corpului tău. Și de fapt se și știe că orice om într-un șoc foarte mare, nu știu, în urma unui accident, dacă nu duce atenția acolo unde este durerea, durerea vine mai târziu. Sunt nu știu câți oameni care, nu știu, și-au rupt piciorul la schi, de exemplu, și se duceau pe picioare la salvamar, de exemplu. Chiar auzeam pe cineva povestind. Da, pentru că este secreția de adrenalină care amână, și acel care amână. Sigur că, dar și aici intervine înțelegerea suprarenala. Corpului, da, înțelegerea corpului este adevărata cunoaștere, adică nu poți să faci, să dai skip la așa ceva. Mie mi se pare că educația proprie, adică educația fiecărui om, trebuie să conțină această dorință de a cuprinde tot ce deja s-a inventat. Sunt mulți oameni care se opun ba la suplimente nutritive, ba la homeopatie, ba la chinezării, că sunt nu știu cum, ba la trenduri indiene, ba neînțelegând că fiecare cultură a îmbogățit lumea cu soluții până la urmă. Toate acestea sunt soluții care ne stau la dispoziție pentru, cum spuneai, acest profesor Vitulcas, care a luat acel important premiu Nobel pentru medicină alternativă în 96. El nici măcar nu a fost medic, deci toate aceste descoperiri au venit pe fondul unor căutări proprii și unor investiții de timp, de viață, de bani, de energie pentru a se vindeca, pentru ca apoi să dea lumii aceste informații prețioase. Mi-am adus aminte și de ceea ce a spus profesorul Luc Montagnier, care a luat premiul Nobel mai recent. Și el a demonstrat patologia și vindecarea în SIDA și, mă rog, lucruri care se transmit, informația care se transmite prin apă. Și el spunea că există o singură medicină, aceea care vindecă și care produce rezultate. Deci, mie mi se pare de bun simț să acceptăm soluțiile care creează soluții, deci acele... Da, da, da. Deci, normal că medicina alopată, nu-mi imaginez sau o urgență chirurgicală majoră care ar putea fi rezolvată de homeopatie sau de altceva, dar cred că fiecare tip de medicină are rolul ei și are sfera de acțiune. Deci respect toate tipurile, dar pentru fiecare problemă există o soluție și cred că trebuie să fim toleranți și deschiși și să acceptăm că într-o anumită situație este bună și homeopatia, este bun și un supliment alimentar, este bun și șamanismul, este bun și budismul. Și apropo de budism, apropo de ceea ce ai spus tu, în concepția orientală, deci nu există aceste atașamente pe care le avem noi. Și atunci, dacă ei spun că drama este direct proporțională cu ego-ul, apropo de luarea carnetului de tot, dacă noi nu avem setate aceste atașamente și aceste așteptări, avem mai puține șanse de a fi nefericiți, pentru că nefericirea vine din
acea prăpastie între ceea ce ne dorim și ceea ce avem la un moment dat. Pentru că ne setăm dorințele la un nivel foarte mare și dacă nu reușim să sărim peste această prăpastie, suntem profund nefericiți, că ne-am făcut noi niște proiecții. Deci, cred că e foarte interesant să ne înțelegem sufletul, să ne înțelegem corpul și să ne setăm și intențiile și scopul ascultându-ne subconștientul nostru și să ne simțim acasă în, în sufletul și în corpul nostru. Hai să ne uităm puțin și la anxietate, anxietate și depresie, pentru că ele sunt acum din ce în ce mai prezente în viața tuturor, de la, chiar și de la copii până la adulți, vârstnici și așa mai departe. Iarăși aici avem de-a face cu un spectru imens de soluții. Pentru depresie sunt... Eu aș recomanda dansul. Absolut. Tu ai recomandat ceva homeopat. Dar și dansul. Deci că l-aș, l-aș recomanda cu toate cu tot... la oaltă. Dar uite, de exemplu, sunt persoane care, din perspectiva medicinei alopate, primesc tratamente care au foarte multe contraindicații. De exemplu, eu chiar am pe cineva în familie care, în urma acestui diagnostic cu depresie, a primit de la psihiatru, cred că, sau cine dă această medicație, psihiatru, psihologul, mă rog, a primit un tratament care avea foarte multe contraindicații și intra în conflict cu alt medicament pentru inimă, pentru tensiune, bla bla. Drept urmare, nu a putut să-l ia. Drept urmare, a mers să caute alte soluții în suplimente nutritive, în gemoterapice, în homeopate, pentru că tratamentul pentru inimă nu-i permitea să ia acel medicament. De aceea mă gândesc să vorbim acum puțin despre și să ne întoarcem înapoi la cartea pe care ai tradus-o în două limbi străine pentru profesor, respectiv româna și franceza. Ce recomandă din punct de vedere al acestor suferințe cartea și profesorul Pitulcas? Da, absolut. Vreau să fac o mică paranteză. Din punctul de vedere al statisticilor OMS, deci doar o treime dintre persoanele cu depresie și anxietate primesc tratamentul potrivit. Deci sunt și remedii și tratament alopate care, dacă sunt bine conduse, duc la rezultatele respective, dar bineînțeles că au și două pagini de efecte adverse. În schimb, ideea este ca persoana să-și dorească, să depinde de stadiul în care este. Deci, apropo de profesorul Vitulcas și cazuri impresionante de depresie și anxietate, ce m-a frapat este cum experimentează femeile, de obicei experimentează depresia după traume emoționale, bărbații care sunt mai puțini, deci femeile sunt de trei ori mai numeroase cu această patologie față de o treime în rândul bărbaților. La bărbați, traumele care apar sunt legate de pierderi pe planul financiar, de pierderea poziției, deci în legătură mai mult cu ego, în zona aceasta. Și un remediu foarte interesant pentru tratamentul acestor stări de depresie este aurul metalicum și are o poveste sau un tablou foarte interesant. Aurul, această personalitate de tip aurum, își dorește să strălucească, își dorește să fie cel mai bun, să reușească pe cea mai înaltă scară, financiar, mă rog, mai ales pe nivel material. Și o depresie îl duce atât de profund încât are stări de sinucidere și acest remediu, tipul de sinucidere pe care alege-o ar fi să se arunce de la o mare înălțime. Și atunci, de la înălțimea ego-ului. De la înălțimea ego-ului, deci întotdeauna, deci și era foarte interesant că fiecare tip de sinucidere are un remediu specific. Vorbesc doar de aurul metalicum care alege să se arunce de undeva de sus, de la balcon, de la etajul, de pe un munte. Și e foarte interesant cum practic acest remediu practic este ca un similimum în natură, deci corespunde cu aceste personalități care își doresc să strălucească, să fie exact ca aurul, să fie să dea valoare lumii. Deci găsesc arhetipul din descriere. Exact. Și faptul de a eșua în realizarea acestui potențial, acestei străluciri, îi duce până la starea de depresie.
Și pentru femei care poate au femeile sunt emoționale, de exemplu, pentru femei după o depresie postpartum este un remediu sepia care este făcut din cerneale de sepie, în care femeia devine apatică, nu își mai poate manifesta sexualitatea, pentru că și lipsa manifestării sexualității poate ține de depresie, poate fi un simptom al depresiei. Este indiferentă, își pierde feminitatea, trece în latura masculină. Și atunci acest remediu, făcut din sepie, o readuce efectiv la, de la această stare de moarte emoțională, care este îngrozitoare pentru o femeie. Să nu mai simți, efectiv. Să nu mai simți, deci blocaj emoțional, da, da, ca, da. Un, deci, ca un zid, ca un zid. Da, da. Care e stimul la orice emoție, la orice trăire. După administrarea acestui remediu, persoana începe să se bucure din nou de viață. Începe să simtă, deci inclusiv sepia nu are, nu poate să-și manifeste iubirea sau pentru copil. Și este tot din cauza acestei traume postpartum, de la această schimbare hormonală. Deci fiecare remediu merge până la traumă. Asta e exact. Foarte deci interesant. Deci merge pe tratarea, da, cauzei. Tu dacă nu ți-ai găsit cauza, ți-o cauți, adică te duci la tot felul de cursuri, citești, dar nu o poți decripta atât de ușor, pe când acest remediu se duce pe țintă. Dacă tu te regăsești în descriere și prin interviul cu medicul homeopat ajungi să fii în acel portret, instant obții opusul stării pe care o ai. Absolut. Și este foarte interesant și acum o să fac o mică paranteză, trec la alt mare homeopat, la Sankaran, care are o teorie foarte interesantă a similii mulmuri, respectiv spune că în momentul în care ne naștem, există întotdeauna ceva în lumea minerală, în lumea vegetală. Există ca și un suflet pereche. Deci există acel ceva, da, da, în da, universul care ne înconjoară, fie mineral, fie animal, fie vegetal, care este similimumul nostru perfect. Este acel suflet pereche, uh-huh, din punct de vedere al vibrației. Uh-huh. Pentru că ceea ce ne face pe noi să fim unici și diferiți este acea vibrație pe care o purtăm de la naștere până în momentul morții. Acea frecvență unică, uh-huh, uh-huh, cu care venim în această lume. De aceea, poate că nu e momentul acum să trecem la acest subiect, dar poate în alt episod, există și suntem contemporani cu medicina vibrațională, care salut, quantică. Este next level, quantică, care este next level a ceea ce vorbim acum. Și care este pasul următor pe care toți cei care au investit și au studiat sau și-au cercetat homeopatia și-au înțeles tot ce ai povestit tu acum, vibrație, undă, rezonanță cu propriul tău remediu, care undeva în univers este al tău și ești acolo cu el și îți poate rezolva ceva profund de care tu nu poți fi conștient în mod normal. Pentru că trebuie să recunoaștem clipă de clipă că noi avem de-a face doar cu 5% conștient. Restul e totul subconștient, deci loc unde noi nu avem acces. Așadar, orice ne poate permite accesul către subconștient este extrem de valoros, care ne poate duce la cauze, fără să ne mai batem capul atât de mult. Și o să vorbim cu siguranță și de această medicină vibrațională și de acest nivel următor, care ne este iarăși disponibil și googlim și găsim o grămadă de informații. Însă vreau să ne întoarcem iarăși la anxietate și la gelozie, pentru că undeva eu le văd mergând mână în mână, pentru că este vorba de o încleștare. Este de frica de a pierde. Este frica vorba de, frica de a pierde, care mie mi se pare extrem de actuală. Noi toți avem frică de a pierde ceva, confortul, viața pe care am avut-o până mai acum câteva luni, modul în care ne conduceam activitățile, jobul, familiile până acum câteva luni. Frica de a pierde tot ce cunoaștem este de fapt o frică majoră. Frica de necunoscut. Frica de necunoscut, care până la urmă e ca tot ca o frică de moarte. Asta e, adică îmbracă forma anxietății, depresiei, geloziei, însă este încleștare. Mă țin cu dinții de, mă țin cu tot ce am de. Și atunci poate ar fi mai bine să mai pomenim câteva remedii pentru alte tipologii decât cele pe care le-ai descris, ca să vedem cât de bine se potrivesc
oamenilor, că fiecare când o să audă un remediu o să vibreze. Da, absolut. Ce aș mai vrea să spun este, apropo de ce ai vorbit mai înainte, de medicina vibraționale, de low dose medicine, medicina cu microdoze. Și, de exemplu, sunt niște studii făcute de Aaron Schultz, respectiv dacă o substanță în doză mare inhibă niște procese, în doză mică le stimulează. De aceea există serotonină. Se știe că în depresie medicamentele au ca efect reinhibarea, deci blocarea reabsorbției serotoninei, deci serotonina rămâne mai mult în circulație. În low dose medicine, practic, noi injectăm acea serotonină homeopată sau administrăm acea serotonină și, practic, reechilibrează, îi dăm stimulul organismului ca el să-și producă singur acea serotonină, nu doar să o ia de-a gata și după aceea să-și blocheze, practic, prin acel mecanism de feedback negativ, propria secreție de serotonină. Sau cortizol, pentru că în momentele de stres în care noi simțim anxietate, suprarenala noastră se dezechilibrează total și apare acel cortizol, care este hormonul major de stres, și cortizolul homeopat, eu prefer injectabil sau, mă rog, care tot așa se administrează în punctele de acupunctură, reușește să aducă echilibru și să regleze starea de bine. Din punct de vedere al remediilor care experimentează, clasice să spun așa, care experimentează anxietatea, aș putea să mai vorbesc despre gelsemium, care este un remediu foarte interesant, merge pe anxietatea anticipatorie. Este un remediu pentru emoții, persoanele care sunt extrem de emotive, care au un examen, de exemplu, și care încep să aibă senzația de uscăciune a gurii, care au senzație de diaree, tremurătură a mâinilor, sau starea în care cineva intră după ce a primit o veste proastă. Acest remediu efectiv atenuează. Da, duce la dispariția acestei stări. De aceea eu de multe ori dau la pacienții mei care au un examen, le dau acest remediu pentru ca ei să poată fi calmi, să poată să scrie tot ce știu, să fie stăpân pe ei. Tineri, sau cei care au examen de conducere, sau inclusiv pentru un zbor cu avionul, orice stare în care practic organismul intră în acea hipersecreție de adrenalină și începe să tremure și inclusiv vezica funcționează mai rapid, deci există diaree, o urinare frecventă și, bineînțeles, pulsul crește. Și gelsemium este unul dintre aceste remedii care poate ajuta și chiar face minuni în această stare. Bineînțeles că sunt și suplimente alimentare pe bază de șofran, pe bază de vitamina D, valerian, acid valerianic. Chiar și lipsa de D3 în lipsa, deci s-a demonstrat că în vară și lumea mai stă la soare și oarecum are șansa să și ia D3 din soare, însă dar absorpția sunt și este care se absorpție da, e deficitară. Da. Deci și e indicat să luăm D3 și absolut. În timpul verii, într-o doză controlată. Citam niște statistici, cred că peste 70% din populație, ceea ce este un paradox, suferă de lipsă de D3. Da. Și un alt lucru pe care cred eu că e mai puțin cunoscut este vorba de deficitul de folați care generează depresia. Pentru că excesul de gluten, faptul că noi mâncăm paste, mâncăm pizza, mâncăm foarte multe produse care conțin gluten, duce la creșterea homocisteinei și la inhibarea producerii de folați. Și atunci, deci, soluția ar fi și prin creșterea aportului de acid tetrahidrofolic de folați. Și asta ar fi ca bază. Să răspundem mesajelor care sigur vin. Ideea este că nu putem să acoperim într-un singur episod o temă atât de largă, însă ai menționat câteva remedii, ai dat o explicație care eu zic destul de clară și lucidă a ceea ce este homeopatia. Chiar îmi pare rău că această carte, care este destinată mai mult medicilor, nu are rost să o promovăm acum mai mult decât am vorbit despre ea. Ideea este că ai fost în preajma unui om de la care ai avut extrem de mult de învățat și de aprofundat
și de înțeles tu ca medic, ca în profesia ta să poți să faci lucrurile cât mai bine și cât mai complex și cât mai complet. Și bineînțeles, pentru că știu că tu ai făcut în anii trecuți, când era mult mai ușor să adunăm grupuri de medici, ai făcut pentru medici destul de multe evenimente, congrese, în care chiar aduceai din Italia personalități care să poată contribui la înțelegerea deplină, mai ales a metodelor de injectare. Așadar, sunt sigură că mai avem ce vorbi. N-am adus într-o dramă clasică ceea ce este anxietate și gelozie, pentru că le-am pronunțat doar pentru a vă arăta cât de multe soluții ne stau la dispoziție și pentru a înțelege ce sunt ele. Pentru că, până la urmă, când auzi gelozie sau când auzi anxietate sau când auzi depresie, parcă sunt cuvinte, nu știu, care te coboară, care te doboară, însă ele sunt o poartă pe care, dacă intrăm, înțelegem exact opusul. Și iată, prin remedii ne putem, ca la zodii, ne putem înțelege pe noi înșine mult mai mult. Este fascinant, fascinant. Da. Eu sunt extrem de recunoscătoare că am avut șansa să întâlnesc în această viață oameni de valoare extraordinară. Și dorința mea nu a fost să acumulez material, a fost într-adevăr să am experiențe speciale. Uh-huh. Și am, într-adevăr, am avut șansa să cunosc oameni de o valoare extraordinară. Și sunt extrem de recunoscătoare pentru aceste experiențe, că pentru mine viața înseamnă experiență. Felicitări pentru toate eforturile tale în domeniul medical și spiritual. Noi suntem oricum foarte bune prietene și de câte ori va fi în București, o să fac în așa fel încât să o aducem pe Genoveva să mai povestim lucruri interesante. Eu vă doresc până săptămâna viitoare mult spor în tot ceea ce faceți, pace în suflet, luminițe în ochi și fără anxietate și gelozie, da? Îți v-am mulțumesc, pupat. Ioana, mulțumesc, și Genoveva. Abia aștept să vin la cursurile tale de tango și de mișcare, pentru că mi se pare unul din primele remedii care trebuie încercat. Să te muți la București ca, da, să participi săptămânal. Absolut. Asta este următorul meu plan, da, ca să vin la cursurile tale. Îți mulțumesc, Ioana. V-am pupat. Thank you.